Notoscopii au șansa de a oferi un buchet de flori învățătoarei dragi. Sentimentul este crunt când ceilalți colegi merg cu flori la catedra învățătoarei, iar tu rămâi în bancă, oarecum rușinat și stingher. Știind această situație și cum mulți copii nu își permit să ducă o floare la început de an, o florărie a oferit flori gratis elevilor la început de an școlar. Conform mesajul.ro, cu toții știm ce înseamnă începutul anului școlar, cu emoțiile și sentimentele care înconjoară atât copiii cât și părinții. Unul dintre simbolurile noului an școlar le reprezintă și buchetul de flori cu care micuții merg la școală pentru a-l oferi doamnei învățătoare. Iată că o florărie din orașul Băcăuan, Comănești, a oferit buchete gratis pentru școală unor copii fără posibilități. Un zâmbet și o floare pentru doamna învățătoare. N-aș fi putut spera la ce ceva atât de frumos. Astăzi, florărian a oferit 14 buchete de flori superbe. Aceste buchete au ajuns la 14 copii din Comănești. Bucuria lor a fost una greu de exprimat în cuvinte. Mă gândeam că o să fiu singurul copil care nu duce flori doamnei. Evident că îmbrățișările le-am primit eu, însă mulțumirile merg către administratorii florăriei din Comănești, care au bucurat și înmiresmat sufletele acestor prichindei. Le doresc tuturor copiilor un an frumos, plin de sănătate, de voie bună și de rezultate extraordinare. Pentru copiii care nu au avut posibilitatea unui ghiozdan echipat cu rechizite, vă anunț că mai avem câteva ghiozdane de oferit. Mulțumesc din suflet oamenilor care administrează această minunată florărie și care s-au gândit să-i ajute pe copii să cunoască bucuria dăruirii și bucuria de a începe un an nou școlar, asemeni tuturor copiilor. Mulțumim din suflet Eliza Nițescu și Totul este posibil și de asemenea mii de mulțumiri unor doamne minunate din Comănești care ne-au oferit ghiozdane, rechizite, hăinuțe și alimente și care doresc să rămână anonime. Mulțumim din suflet tuturor celor care ne-ați rămas aproape. Dumnezeu să ne ajute să rămânem sănătoși și uniți. A, era să uit. Am o pasiune de a lucra cu florile. Stăpânesc niște tehnici de aranjamente florale și îmi ofer câteva zile de voluntariat pentru a lucra în cadrul acestei florării în semn de recunoștință pentru gestul minunat pe care copiii l-au primit cu tot dragul. Prin urmare, aștept să fiu chemată să dau o probă. Mulțumesc! A fost mesajul postat pe Facebook, relatează mesajul.ro.